greu să vă găsiți după cod. Nu găsesc. Era mai ușor dacă aveați numele? Și numele unde sunt? Păi nu, dacă nu v-ați fi anonimizat. Nu, dar sunt anonimizate cu codul. Păi da. Ziua candidată la concursul de director? Da. Pentru ce școală? Școlarieni. Școlarieni. Sunteți directorul în funcție? Da, da. Și veți anonimiza numele? Da. De ce? Așa am considerat eu, că e mai bine. Nu considerați că părinții și elevii ar trebui să știe cine sunt acești candidați? Ba da, dar nu știu, așa am considerat eu că este bine. Vă e teamă de rezultatul pe care l-ați putea obține? Nu, pentru că m-am pregătit. Acum... Oricum o să le spun colegilor nota și toate. Bună ziua, sunteți candidați la examenul de... De ce plecați? Dar de ce plecați? La final dăm interviu. Dar de ce acum? Bună dimineața, candidați la examenul de director. Da. Toată lumea fuge de noi, nu înțeleg. Da, suntem profesorii să fie directori, care-i problema? Da, băi să-mi pun. Da. Dumneavoastră candidați. Da. Vă doriți un nou mandat de director, dar v-ați anonimizat numele. Da. De ce? Pentru că era posibil. Bun, dar nu considerați firesc ca elevii și părinții să știe cine sunt candidații? Ba știu. Cum știu? Elevii știu, pentru că știu, toți elevii. Cum, dacă dumneavoastră v-ați anonimizat numele? Da, în școală le-am spus la toată lumea. Da, sigur. Și o să le spuneți și rezultatul pe care l-o... Bineînțeles. Un drept care am beneficiat. Și nu mi se pare ceva ieșit din comun să faci acest lucru, mai ales când peste tot sunt anonimizate. Nu peste tot unde sunt salarii plătite din bani publici. Bun. Credeți că e firesc ca părinții și elevii să știe cine sunt acești candidați și ce note obțin ei? Cu siguranță și părinții și elevii vor ști. Cine sunt cei care vor reuși și vor promova aceste concursuri de director. La sfârșit listele vor fi anonime, dar cu siguranță toată lumea va ști. Și v-ați anonimizat numele? Da. De ce? Din motive personale, pentru că... Credeți că elevii, părinții nu ar trebui să știe cine vor să fie directorii? Eu, oricum, elevii și părinții de la școală știu că... De unde? Îmi asum responsabilitatea, pentru că totdeauna mi-am făcut datoria și mi-am asumat responsabilitatea pentru școală și știu că nu... Bun, dar ei acum nu știu nici măcar că dumneavoastră candidați. Vor afla. Sunteți candidat la concurs? Da! Sunteți candidat anonim la concurs? Da, anonim! De ce? Pentru că am avut dreptul să bifez o căsuță acolo și am bifat toate căsuțele. Am înțeles. Și o să le spuneți colegilor ce rezultat obțineți, părinților, profesorilor? Da, sigur. Dar nici nu m-am gândit să ascund rezultatul. Deci nu... Oricum, interesul meu este să-l spun. Asta dacă e un rezultat bun. Nu, și dacă e un rezultat rău. Dacă e un rezultat rău, îi dau dreptate unui anumit domn director de la o anumită școală că am o problemă. Bun, dacă e un rezultat bun, înseamnă că... avem de-a face cu mică calomie. Bun, dar ce faceți? O să ne anunțați ce rezultate ați obținut? Vă anunț, vă promit. Bun. Vă promit. De ce v-ați spus numele odată cu înscrierea la acest concurs? Pot să vă spun doar atât. Sunt împotriva secretizării și la elevi. Pentru că atunci când îți asumi succesul, trebuie să-ți asumi și eșecul. Eu sunt pregătită să-mi asum și eșecul. Și pentru elevi trebuie să fim modele, părerea mea. Nu sunt de acord ca un elev să nu vadă care 4 la simulare, ba, să vadă toată lumea și să pună mâna să învețe.
Și așa ar trebui să fie și pentru profesori. Și viața nu este ușoară, viața este grea și trebuie să-i pregătim pe copii pentru viață. Noi am venit acum aici și foarte mulți candidați fug de noi, se ascund, zic că nu vor să fie filmați, vor fi... Dumneavoastră, vi se pare asta o atitudine normală pentru școală, pentru locul unde până la urmă educăm copii? Poate au emoții, poate nu se simt confortabil. Nu toți oamenii sunt dornici de comunicare la această oră înaintea unui examen, deci nu pot să-i judec. Nu v-ați anonimizat numele, vi l-ați prezentat, spre deosebire de majoritatea candidaților. De ce? Nu cred că e o chestiune care trebuie judecată. Repet ceea ce a spus colega mea, noi împreună ne-a făcut înscrierea și am decis că așa trebuie să facem. Că este bine, că nu este bine, rămâne de văzut acum. Nu am nimic de ascuns. Și nici nu cred că ar trebui să avem nimic de ascuns și cred că ar trebui să fim exemple pentru elevi și pentru societate. Bun, aici vedem foști inspector școlar general care și-au ascuns numele. Vi se pare firesc? Cred că a fost din inerție. Nu cred că are nimic de ascuns nici domnii. N-au nimic, că-s mai mulți inspector școlar general. Nu cred că au nimic de ascuns. Nu cred că trebuia să se dea posibilitatea să fie așa ceva. Cred că metodologia trebuia să pună problema să nu se anonimizeze așa cum la definitivat și la titularizare nu se anonimizează. De ce directorii? De ce directorul se poate anonimiza și un profesor care acum intră în sistem sau are un an de vechime nu se poate? Oare este egalitate de șanse, cum spune legea educației? Thank you.